Am revenit în direct. O educatoare de la o creșă din Pitești a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, pedeapsă la care se adaugă și interdicția de a mai lucra cu persoane minore. Sentința vine după ce anul trecut a strâns de gât o fetiță și a lovit un băiețel care mai apoi a căzut și și-a spart nasul. Femeia, care era educator puericultor la o creșă din cartierul Trivale, a fost trimisă în judecată în luna iunie 2022 pentru purtare abuzivă, iar după un an de proces a fost găsită vinovată. Judecătorii au condamnat-o la un an și nouă luni de închisoare pentru o faptă de purtare abuzivă și la doi ani și cinci luni de închisoare pentru purtare abuzivă în formă continuată. Magistrații au contopit pedepsele și au aplicat un spor, iar în final educatoarea a fost condamnată la trei ani de închisoare, însă cu suspendare. În plus, instanța de judecată a aplicat și pedapsa complementară a interzicerii exercitării mai multor drepturi, printre care dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a exercita profesia de educator puericultor și de a desfășura o activitate care implică contactul direct și sistematic cu persoane minore cu vârste mai fragede de 15 ani. Interdicții valabile pe o perioadă de patru ani de la hotărârea definitivă. Însă sindicatele din învățământ au reacționat dur față de hotărârea judecătorilor și spun că astfel de cazuri trebuie tratate cu mult mai multă severitate. Toate acestea vin în contextul în care, în urmă cu un an, educatoarea a comis mai multe acte de violență asupra unor minori pe care îi avea în grijă. Ea lucra la creșa numărul 6 Trivale din Pitești, iar în 20 aprilie 2022 a trântit o fetiță de 3 ani cu fundul de o oliță din plastic, de așa natură încât olița s-a spart, iar copila s-a ales cu o vânătaie în proximitatea zonei intime. Apoi, pe 4 mai 2022, a strâns-o cu mâna în zona gâtului pe aceeași fetiță. Pe 11 aprilie 2022, femeia a lovit cu palma în zona feței un băiat de 3 ani, acesta căzând cu fața de pământ, ceea ce i-a provocat o sângerare la nivelul nasului. Sentința pronunțată de judecătoria Pitești nu este definitivă. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.